dacă a făcut acest guvern un lucru, eu spun, foarte sănătos și bun, în comparație iarăși cu vremea PSD-ului, că să ne amintim din nou ce a fost. Pe vremea PSD-ului mișca cineva în justiție fără să fie comandă de la Năstase sau Stănoiu? Acum, în această perioadă de timp, justiția acționează absolut independent, procurorii absolut independent, fiecare se duce și se apără în fața justiției, sentințele sunt pronunțate de magistrați, este respectată independența Consiliului Superior al Magistraturii și ei trebuie să-și asume responsabilitatea în conformitate cu legea. Deci, cu adevărat, funcționează independent puterile statului în momentul de față în România. Dar nu simțiți un sentiment de frustrare? Dar eu cred că trebuie să dea socoteală și răspuns cei care au pâinea și cuțitul în justiție. Judecători. Consiliul Superior al Magistraturii, care este organul sau Parlamentul Suprem al Magistraților, în alta curte și celelalte instanțe judecătorești. Și sunt convins că vor da și au dat răspunsurile necesare. Noi vom merge în continuare să asigurăm cadrul legislativ pentru a îndeplini condiționalitățile din mecanismul de cooperare și verificare pe justiție și fiecare autoritate a statului trebuie să își facă datoria. Deci, dacă ne gândim iarăși la PSD și PNL, să se gândească toată lumea la ce au făcut în anul 2008 și cum au lăsat țara, să se gândească cum era justiția pe vremea PSD-ului și ce regim era pe vremea lui Năstase, când practic erai timorat și nu se întâmpla nimic fără să fii sub papucul PSD-ului de atunci sau PDSR-ului de atunci. Să se gândească la alegeri și cu asta ajungem... la alternativă, ce a însemnat și ce este momentul de față.